fi sau a nu fi? Iată întrebare. Mai vrednic oare să rabzi în cuget a vitregiei? A vitregiei prăștii și săgeți sau fierul să ridici asupra mării de griji și să le curi. Să mori, să dormi, să dormi visând, mai știi. Da. Da, a fi sau a nu fi, da, asta făceam. Da, normal, voluntariatul necesită perseverență, dăruire și să nu spui niciodată că faci ceva doar de dragul de a face. Da, exact cum spunea Mircea Vulcănescu, toate lucrurile se pun la locul lor și se fac la timpul lor. Da, voluntariatul e parte din viața mea. Iar te lauzi cu voluntariat. Din liceu fac activități de voluntariat și nu mă mai lau. Sora mea mai mare moralizatoare, trebuie să închid. Pa! Ce ziceai tu de voluntariat? Gelu, te rog, sunt nervoasă, am avut o zi proastă. Dar de ce proastă? Nu i-ai ajutat pe copiii romi la sărbare? Ba da! Și nu simți că faci tu ceva util? Tocmai asta este. Sunt cea mai discriminată minoritate etnică. Nu e chiar așa, uite. Prietena ta... Letizia. Așa. Cine ar spune că e de etnie romă? Gelu. Tu chiar nu-ți dai seama ce spui? Așa înțelegi tu integrarea romilor? Letizia. Letizia nu are curajul să-și afirme identitatea tocmai din cauza gradului de intoleranță din societatea în care trăim. Nu are curajul să-și afirme identitatea. Ce ușor ce ție să vorbești. Vorbeam de Letizia și de toți ca ea. Vrem să combatem discriminarea? Am nevoie de dumneavoastră să găsim răspunsuri și soluții la această problemă. Am nevoie să dezbatem. Ce aveți? Când erați mici, mai înțelegeam, dar acum nu pricep. Ce aveți de părțile?
Ia vezi, poate spune el. Ce e așa frig aici? Dacă n-ai dat drumul la căldură, crezi că se face totul așa? Totul. Sper că acum pe toate gusturile. Îmi permiți? Vreau. Gustă măcar! Nu vreau, nu vreau nimic. Nu, mulțumesc. Alina, gustă, te rog. Tu nu vezi, mă îngrașnic. Nu, ce vrei, mă, mamă, să fie anorexică? Da, nici balena, ucigașă. Pui, ești frumoasă, oricum. Puțin. Foarte puțin. Foarte puțin. Gata! Nu-mi zi iar. Că zi iar de... Asta e problema ta la mată. Asta e problema! Ziarul. Da. Nu, că eu nu muncesc în casa asta. Auzi? Da, mamă. Dar parcă n-are sare. Te aduc imediat și sare. Gelul mănâncă. Am mâncat. Mă vede, doar cu cuculița. E la teatru eu. Nu știu acum? Așa și. Putem să mâncăm și noi liniștiți la masă? Mulțumesc. Foarte frumos a ajuns la masa, Alina. Ca de sărbătoare. Abia aștept să stau în jurul nevestei ca aceasta cu nepoții mei. Care nepoți, mamă? Cum care nepoți, Alina? Copiii tăi și ai lui Gen. Eu nu o să am copii niciodată. Cum nu o să ai copii? Cine a mai văzut familie fericită fără copii? Care familie, mamă? Familia ta, Alina. Eu nu o să mă căsătoresc niciodată. Cum nu o să te căsătorești? Ești frumoasă, ești deșteaptă, anul ăsta termin masă. Ce te-a apucat? Dar de ce să mă căsătoresc? Tu ce ai câștigat că te-ai căsătorit? Cum ce-am câștigat, Alina? O familie pe care și-ar dori-o mulți. Tu chiar crezi că asta îmi doresc? O familie și o viață ca a ta, cu un bărbat care nu se ridică de la televizor decât în timpul reclamelor publicitare ca să ia masa? Alina, nu fi obraznică! Adevărul supără, mamă? Atunci încetați imediat această discuție stupidă. Discut ce vreau în casa mea și ai grijă cum te comporți, domnișoară. Asta nu e casă. Seamănă mai mult cu o pensiune și tu cu o menajeră. Nu-ți permit așa ceva. Voi chiar nu spuneți nimic? Ba da. Mamă? Poftim? Ce ai zis? Ce ești? Homosexual. N-ați văzut? N-ați bănuit? Familie fericită cu copii. Dar nu-ți permit așa ceva! Băiatul meu nu poate să fie gay! Ce, nu mai e replică? Asta ne mai trebuie. Ce o să zică vecinii Genu? Ce o să zică preotul? Ce o să zică colegii mei?
Asta e problema voastră? Și o să zică lumea? Speram să fiți alături de mine. Am fost alături de tine! Când în ăsta dai la medicină, cum ți-am spus, ai dat la teatru. Acum o să-ți trag o mamă de bătaie, să scoți ideile astea tâmpite din cap. Oamenilor, suntem în secolul 21. Păi chiar nu înțelegeți că asta e orientarea mea? Speram să am un sprijin în familie. Păi să nu ți-am eu orice sprijin. Dacă nu scoți ideile astea tâmpite din cap, te dau afară! Te dezmoștenesc! Nu e nevoie, plec. Nu pleci nicăieri, Gelu, hai să discutăm. În afara acestor ziduri nu se va auzi absolut nimic. Vrei să discutăm despre noul nostru secret? Nu va fi niciun secret, e doar o toană de-a ta. Ți se pare pentru că te-ai despărțit de Ioana. Asta a fost de mult, te-ai întrebat de ce? Pentru că vrea să-și bată joc de noi. Ai făcut, mă, și tu ceva de când ești băiatul meu, să fiu și eu mândru de tine. Că te am, că te-am crescut, că te-am făcut cum fac alții. Că a făcut băiatul meu aia, că a făcut băiatul... Nu. Tu stai toată ziua și te uiți în oglindă și tu iei apărarea mereu că băiatul meu își repetă rolul. Ăsta e, mă, nou tău rol? Ăsta e! Nu mai țipa pentru că nu așa îl convingi. Ce să mă conving? Că nu ești gay, că ți se pare! Bunătatea sub privirile tuturor, mă dărâmă. Până când am întâlnit pe ei. Până aici! Afară! Ieși afară din casa mea! Nu vreau să te mai cunosc, nu vreau să te mai am, nu vreau să te mai văd, dispar! Voi chiar nu puteți să vă înțelegeți, copii? Înțelegeți și acceptați! Cum să accept, Alina? Pentru asta v-am crescut? Pentru asta am muncit toată viața? Așa ne sunteți recunoscători? Dacă știai, fetițu, de ce nu mi-ai spus? Nu vă țam eu minte! Doamne Dumnezeule, pe ce lume trăiți? Stai așa, liniștește-te. Hai să discutăm! Mai... Nu rezolvi nimic dacă te comporți așa. Ascultă-mă un pic. Sunt sigură că o să trecem și peste cum până asta. Trebuie să facem cumva să scoatem ideile astea lui Gelu din cap. Uite, ce-ar fi dacă... mi-ai dat niște bani. Să-i dau preotului să se roage pentru el și să-l facă bine. Doar ai fost toată viața ta, m-am săturat de tine! Nu-mi dai bani, nu? Zgârcit ai fost mereu! Mă descurc și singură! Descurcă! Ala, eu sunt. La mine cine se gândește? Pe mine cine mă susține?
nu am fost alături de tine? Nu te-am înțeles? Cum ai înțeles dacă îmi spui că trebuia să țin secret? Cum te-ai întâlnit cu Vlad până acum? Nu puteai să te întâlnești și de acum înainte? Bine, eu vreau să mă căsătoresc. Hai că întrebi măsura. Adică? Adică, în primul rând, familia e o noțiune permanentă. Este o instituție demodată, fără nicio relevanță sau utilitate socială. Epoca postmodernă a mileniului 3 cere... Crezi că aș fi mai apreciat dacă lumea știe că nu sunt gay? Așa cred, prostule! Societatea nu e încă pregătită să vă accepte. Tatăl nostru care ești în cer, înțelească pe mine și la Au trecut atâtea zile și niciun semn de la el. Oare unde am greșit? Ce rău îmi pare, mama, pe tine. Dar când se mergeam la bunica și spuneam că te iubesc atât de mult, că n-am să-ți spun.